Tudicu, salut! Salut! Salut, scumpii noștri! Noi suntem astăzi singuriei cu Tăticu și ne-am pornit după cumpărături. E început de lună și noi la început de lună cumpărăm mai multe produse alimentare, mai multe de legume, de fructe, diferite crupe. Și acum bunica Jasmine și Melissa, adică bunica tăticului nostru, ne-a dat mașina ei. Și nouă o să ne fie mult mai ușor, așa că mulțumesc foarte mult ei. E foarte greu să mergi cu transportul public, mai ales când faci cumpărături. La câte și copii, încă mai greu, așa că noi planificăm în curând să ne cumpărăm mașina noastră, Dumnezeu să ne ajute, să dăm mâna bună și să ne folosească, să ne fie de folos, de ajutor. Așa că o să încercăm să filmăm, să vă arătăm aproximativ cam ce cumpărăm noi în fiecare lună. În caz de mai sunt produse din luna trecută, noi nu le luăm, nu, doar ce nu ne-a mai rămas. Așa că o să vă arătăm aproximativ ce cumpărăm noi. Și planificăm să luăm și niște încălțăminte, sandăluțe, ceva de dat și fetelor pentru vară. După cum știți, copiii foarte repede cresc și chiar dacă cumpări la un sezon, în primăvară, în toamnă poate să fie de acum mici. Așa că încălțăminte toată e micuță sau e ruptă de acum și noi trebuie să ne cumpărăm lor încălțăminte, fetelor. Așa că o să încercăm să vă arătăm și vouă. Dacă vă este interesant, rămâneți cu noi. Da, Ticu? Da. Ticu e foarte concentrat la volan. Era tocmai la intersecție cu sens giratoriu, adică cerc, da? Da. Da, trebuie să fii foarte atent la volan. Eu încă nu am permis. Vreau să dau la permis, dar sincer mi-e frică. Când văd circulație în oraș, deci nu știu cum o să... De ca capacitate, eu foarte repede învăț și foarte repede că aș învăța și m-aș descurca. Dar știți că frica te încurcă câteodată. Dar așa întotdeauna, când ceva nou, întotdeauna ți-e frică până faci practică, te înveți și prinzi la îndrăzneală și apoi să meargă și mai mică, cred că la volan. Nu știu când, dar să merg. Așa, alimentăm mașina și mergem mai departe. Hei, noi am revenit. Iarăși în mașină. Iarăși suntem tot aici. Doar că în alt loc din orașul Chișinău. Am fost puțin la piață, am cumpărat legume, am cumpărat crupe. Sunt în portbagaj, acum nu vă pot arăta. Dar vreau să vă arăt tăticul, adică Sergio, ce mi-a cumpărat mie. Fetele mi-au stricat mie telefonul meu. Și eu undeva, nu știu câte luni am stat fără telefon. Câteva luni, multișoare luni am stat fără telefon. Și e foarte greu fără telefon, nu poți na, nu poate să te sune nimeni. Așa că tipul mi-a luat astăzi telefonul ăsta, dar cum l-am păgat eu? Nu știu. Vezi, dacă de mult timp n-am fost telefon, dar am fost de priză fără. Vă arăt ce telefon tăticul mi-a luat mie. Iată, aici este. Așa, uitați-vă, el vine un albastru metalic, nu știu dacă se vede. Toți de obicei se cumpără deschise, eu mi-am luat numai închis. Dacă avea să fie negru, n-aveam să-mi iau negru, dar așa e albastru și mi-am luat. Așa, am reușit să facem de acum așa un video aici, să vedem cum e calitatea. Nu e publicitate. Sper că o să fie bunișor. Nu l-am luat tare scump, deoarece acest telefon, apoi o să ajungă în mâinile Jasminei. Da? La toamnă, după ce dau telefonul acesta Jasminei, o să-mi iei mie unul mai buiușor, așa cu un număr în spate să fie, așa mușcat. Cum? Ce zici tu? Ce părere ai? Da, da. Da? Merit eu? Da. Acum mergem să căutăm încălțăminte, cum am zis. Sperăm că găsim și reușim. Avem foarte puțin timp la dispoziție, deoarece trebuie să luăm fetele de la grădiniță. A, unde sunt eu? Așa, sunt aici. Și vreau foarte mult să reușim să ne mai îmblăm și mâine iarăși prin oraș. Mâine vrem să facem mai multe filmări, așa că sperăm că găsim. Și dacă găsim, dacă luăm, la sfârșit vă arătăm neapărat ce am cumpărat noi astăzi. Eu spune ceva. Da. Da. E o problemă când mergem de obicei cu Jasmina și Melissa. Astăzi am luat mașina și repede să reușim. Dar văd că și timpul fuge repede și nu reușim. Dar poate găsim pe cineva care se duc după fete să le ia și noi reușim liber, liniștit, să facem celelalte cumpărături. Da, Trebuie să ne gândim pe cine. Am avut două variante, nu sunt ocupați, da? Dar dacă nu găsim pe cine să le ia la grădiniță, să stea cu ele măcar o oră de vreme, atunci trebuie noi singurei să apăsăm mai tare pe pedală, să nu încălcăm regulile circulației, dar să ajungem la timp, să reușim și încolo și încoace. Adică avem în față o provocare. Ce? Să reușim și să facem cumpărături și să nu vedem la grădiniță. Hai, bine. Afară e timp frumos, e o soare, ia uitați-vă, acum se vor porni ambuteiaje, dacă nu s-au pornit de acum. O, încă o piedică în fața noastră, ambuteiajele. Da. O, sperăm că reușim. Iarăși am revenit noi. Gata, am făcut toate cumpărăturile care am planificat, da? Da. Toate le-am făcut, nu? Da. Da? Și puțin și mai mult decât am planificat. Așa, vreți să vă arăt ce încălțăminte am luat fetiților noastre. Să știți că am plăcut mai puțin decât ne-am propus, am planificat și asta ne bucură foarte mult. Nu am luat ceva foarte scump, deoarece ele foarte repede cresc și mărimea trebuie să o schimbe aproape în fiecare sezon. Așa că am luat ceva și bunișor, și la preț bun, și cred că modele frumoase. Așa că vă arăt chiar acum. Așa, aici sunt cutioarele în această sacoșă. Hai să vedem prima. Acum e să ne vedeți că avem 4 perechi de încălțăminte. Așa, ca pentru la Moș Crăciun. Melly Blue, brandul așa se numește. Așa, acestea sunt Melissa. Ia uitați-vă ce ghetuțe am luat pentru Melly. Sunt foarte bune la blugi, o să fie. Și nu numai la blugi, deci lucesc. Sunt foarte drăguțe și costă doar 289 de lei moldovenești. Un preț foarte, foarte bun. M-am uimit, n-am văzut așa preț, nu? M-am uimit plăcut. Așa, mai departe. Următoarea pereche. Acum e să fie ceva scurt, că scrie Sprandi. Cred că scrie, da, acestea sunt a Jasminei. I-am luat roz aprins, așa cum îi place ei, ia uitați-vă. Mărimea 31, sunt foarte ușor, sunt de vară. Aici o să respire, deoarece sunt, haideți, plasă, setcă, nu știu, noi spunem. Foarte frumușei. Uite ce are, puțin simbolul ca la Nike, da? Numai că invers parfumă, așa. Așa, speram foarte mult că o să ne mărim cu mărimele. Mai departe. Următoarea pereche. Așa. Aceasta iarăși Melly Blue, cred că scrie de acum. Am luat tot pentru Melissa. Niște sandaluțe foarte, foarte drăguțe. Culoarea argintie cu floricică. Așa. Am luat țabi și în spate, la călcă aici, se acoperit. Să respire piciorușă și sper foarte mult că o să vină. Ne-a costat 349 de lei. Nu știu, comparativ e ieftin sau e scump. Eu cred că e ieftin, prețul adică e foarte bun. Foarte bun, încălțăminte este și peste 1000 și peste 2000 de lei sunt pentru copii. Nu ne-am gândit că o să fie prea înțelept, doar dacă ai salariu și ai foarte, foarte mulți bani și vrea să fie foarte calitativ să fie între, nu știu cum, adică, da, dar așa cred că nu înțeleg, pentru că copiii cresc și de acum, după ce să faci cu ei? Doar să le cadonezi cumva, dar cât ai să cadonezi? Mai bine ai vreo mai mulți perechea decât ea e. Așa, acestea sunt a Jasmine, sandaluțe, culoarea bej, foarte ușor, foarte practice. Aici au plastic, zâmpuță, să se încalțe ușor. Eu sper că mărimea să fie bună și o să îi placă. Așa. Acestea au fost încălțăminte pe care am cumpărat-o noi. Jasmine, Melissa, păticușoată acolo și lui o pereche. Și niște hăinuțe nouă, ne-am luat puțin de el. Așa, puțin de el. Cam atât. Așa. Acesta a fost vlogul nostru din mașină. Am intrat în ambuteiaj. Am dat acum în ambuteiaj și întârziem la grădiniță, la Melissa și la Jasmine. Uite-le, ne așteaptă. Am făcut cumpărături la viteză, foarte, foarte repede. Nu i-a plăcut acest lucru, dar shopping la viteză. Shopping la viteză am făcut. Și vă arătăm totul în mașină, că dacă luam camera cu noi, aveam să ne reținem și mai mult. Așa că dacă v-a plăcut vlogul nostru, dacă v-a plăcut ce am cumpărat, dacă vă plac vlogurile în mașină, comentați, scrieți comentarii, puneți-ne un like, apăsați la canalul nostru Full Family și la pagina noastră de Instagram. Noi ne-am rămas bună, dorim o zi frumoasă în continuare, vă iubim, vă prețuim, îmbrățișăm, pa, pa!